Băciță din Gorj și-a înregistrat stâna și preparatele culinare la Osim. Marioara Babu spune că a luat această decizie pentru a nu lua altcineva numele așezării pe care o deține și nici să folosească denumirea de tocan de oaie. Certificatele obținute de Băciță au valabilitate 10 ani, după care pot fi reînnoite. Marioara Babu, cunoscută Băciță din Gorj, a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci denumirea de stâna Ștefanu, dar și tocanul de oaie, balmoșul și telemeaua de Ștefanu. A plătit 1000 de lei pentru a-și înregistra stâna și pentru sigla acesteia, dar și câte 250 de lei pentru fiecare preparat. Și m-am înregistrat stâna, denumirea stânei Ștefanu, stâna Ștefanu, cu preparatele tocanul de oaie, telemeaua de Ștefanu și balmoșul. Băcița spune că a inițiat acest demers pentru că nu dorește ca altcineva să preia denumirea stânei și nici să folosească denumirea de tocan de oaie. Eu nu am nimic împotriva comercianților, dar mi se pare absurd. Peste tot în de-a lungul drumului pe Transalpina au venit din toată țara comercianți, ca de exemplu vorbesc de Transalpina, cei majoritatea sunt din Harghita și din... Deci de multe ori mă deranja faptul că turiștii întrebau și vreau să vină, vrem la stână direct, să mâncăm acolo la stână. Ne întrebau în vârf sau pe unde erau și ei având oaie la ceaun și zicându-i același, în aceeași denumire tocanul de oaie sau nu mai este stână aici dacă... Certificatele sunt valabile timp de 10 ani, după care pot fi reînnoite.